Ce faceți? Iată cum ați avut cazul acestui elev care a dat cu acel spray. Mai mulți colegi au ajuns la spital, are dosar penal. Ce faceți dumneavoastră când se întâmplă un astfel de incident mai grav? Sau de acel elev care și-a înjunghiat profesoara la un liceu din capitală, spre exemplu, ca să nu se mai întâmple aceste lucruri? Imediat după acest incident se iau anumite măsuri împreună cu cei care, cu profesorii, cu conducerea? După cum am spus, desfășurăm activități preventive, atât reactiv cât și preventiv. În cazurile de față, când au fost înregistrate sesizări, în funcție de natura sesizării, Da. intervenim cu partenerii noștri instituționali în funcție de ce s-a întâmplat acolo. Pe linie de violență, răspundere penală, tot ce înseamnă să conștientizăm elevii asupra consecințelor activităților și acțiunilor lor, dar și pentru a ști cum să reacționeze atunci când poate colegul de lângă ei este într-o stare de pericol sau reacționează violent sau poate fiind într-un anturaj, are un comportament deviant, lucru care nu este cunoscut nici de unitatea de învățământ și nu este cunoscut nici de familia acasă. Avem mai multe situații în care elevii nu comunică cu părinții, pentru că deci este una dintre probleme. Aflăm de situațiile astea chiar de la școală de multe ori, pentru că în anturajul lor, prin consilierul școlar, țin acele ședințe de consiliere școlară și în cadrul grupului sau la consiliere individuală, dacă există un acord de consiliere individuală, elevii spun de multe ori cu ce probleme se confruntă. Dintr-un colectiv de 20 și ceva de elevi, nu sunt toți problematici, sau poate nu este niciunul, dar suficient să fie unul care să Da. antreneze grupurile, să creeze un anturaj, să fie liderul grupului și de acolo apar și problemele.